Cum se obține și cât costă adeverința de vechime muncă? Documentul care majorează pensia. Inspectoratul Teritorial de Muncă Arceș a lansat o campanie pentru ajuta foștii angajați să obțină adeverința de vechime. Aceasta vine după ce mulți au întâmpinat dificultăți în obținerea documentului necesar. Pot solicita adeverința de vechime persoanele care au lucrat până la 31 decembrie 2010. Documentul este util dacă ați pierdut carnetul de muncă sau dacă acesta nu conține toate perioadele lucrate. Cum se obține adeverința de vechime în muncă? Pentru a obține documentul, trebuie să contactați fostul angajator pentru adeverință. Dacă acesta nu mai există, trebuie să trimiteți o cerere la unitatea care a preluat arhiva. Dacă fostul angajator era o firmă de stat, arhiva va fi la altă unitate. În cazul în care ați lucrat pentru firme private, puteți cere adeverința de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Acest lucru presupune o taxă de 20 de lei. Inspectoratul Teritorial de Muncă Arce șoferă oferă suport la sediul lor de luni până joi, între ora 8 și ora 16 și 30 de minute. Poți contacta inspectoratul la numărul 0248223408, interior 121, sau pe mail la Detaliile sunt disponibile și pe site-ul lor www.itmarges.ro. Campania se desfășoară până la 31 decembrie 2024, cu actualizări oferite periodic. Sunt două tipuri de adeverințe, în funcție de data emiterii. Adeverințele emise înainte de 1 septembrie 2024 respectă modelul ordinului NR487-2021. Cele emise după 1 septembrie 2024 respectă modelul legii NR360-2023. Adeverințele emise înainte de 18 iunie 2021 pot fi folosite pentru recalcularea pensiei, dacă includ veniturile lunare. Chiar dacă nu respectă modelele actuale, acestea sunt acceptate dacă conțin informațiile necesare. Adeverințele care conțin doar sporuri temporare, fără menționarea salariilor lunare, nu pot fi folosite pentru calculul pensiei. Recalcularea se face automat pentru adeverințele depuse înainte de 1 septembrie 2024. Dar cele depuse după această dată vor fi luate în calcul doar dacă se face o cerere. Casa de pensie a anunțat că taxele pentru adeverințele de vechime ar putea fi eliminate în curând, potrivit realitatea.